smir, cinstiți nași, preacucernice părinte, împreună slujitor, puține din clipele vieții unui om aici pe pământ sunt atât de încărcate de emoție, de solemnitate și de semnificație spirituală ca și acesta, în care mirele, alături de mireasa sa, vin aici în biserică, în fața Sfântului Altar, să ceară binecuvântarea Cerului și ale Dumnezeu pentru viața cea nouă de familie care în aceste clipe debutează. Deci iată greu să și poate exprima printr-un cuvânt scurt, oricât de meșteșugit ar fi la alcătuit bucuria și emoția și, cum ziceam, solemnitatea unui astfel de eveniment. Iubiți miri, dacă în momentul în care v-ați apropiat de biserica noastră și ați urcat scările Sfântului Lăcaș, ați intrat în biserică, ați venit două persoane diferite. Sfântul Apostol Pavel scrie un adevărat poem, închină un adevărat poem acestui sentiment al dragostei dintre două persoane în Epistola Antică de Corinteni și am să parafrazez doar câteva stihuri, printre altele. Zice așa, dragostea îndelung rabdă, este plină de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, nu caută ale sale, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Și încheie apostolul zicând, toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, dragostea curată nu cade niciodată. Iubite mire, Sebastian, dragostea ta față de mireasa pe care ți-ai ales-o, te îndemn să fie ca și o stea care clăuzește noaptea când întunericul este cel mai dens. Și am să spun la suflet un cuvânt din Sfânta Scriptură, în aceste momente solemne din viața voastră, care zice așa, bărbaților, iubiți pe femeile voastre precum și Hristos a iubit biserica, căci cel care își iubește femeia sa, de fapt pe sine se iubește. Iubită mireasă Mihaela, dragostea ta ca și, să zicem, răspuns la acest dialog al sufletelor față de mirele tău, îmi place să spun să fie ca și acea lumânare pe care o ții acum în mână. Este, iată, dreaptă, fermă, solemnă, luminoasă. Și am să spun și ție un cuvânt la suflet, să nu uiți niciodată că altarul cel mai de preț la care este chemată o femeie aici pe pământ să slujească este acesta, de soție și apoi de mamă. Este marele privilegiu pe care Dumnezeu l-a dat doar femeii. În această împreună lucrare, geneza nu s-a încheiat. De aceea vă îndemn să vă bucurați. Un cuvânt special se adresează părinților trupești care, iată, își văd frumos, un frumos vis împlinit astăzi. Cu câteva clipe în urmă ați purtat coroane pe cap ca și împărații din Bizanțul de odinioară. Și am să vă spun atât. Înseninați-le viața părinților voștri prin însăși viața voastră, pentru că ei, cu siguranță, n-au nevoie să știe decât în această familie, de acum înainte există pace și armonie și toleranță și lumină și iubire și așa mai departe. La fel se adresează în aceste momente un cuvânt special nașilor. Știți cu toții că în tradiția bisericii noastre, nașii de comunie și de botez devin părinți spirituali, părinți duhovnicești. Băi, casă de piatră, mă, dragilor. Vă pup. Și luați exemplul cel mai bun de la noi, nu cel mai rău. Multă sănătate, să aibă grijă unul de altul, foarte important. No, să fiți fericiți și tot binele din lume vi-l dorim. Ne bucurăm, împreună și cu doctorile și cu Edina, că vă nănășim. Sănătate și multă, multă înțelegere și răbdare, că altceva nu prea este. Hola, Michel! Hola! Ne luăm la revedere, Alexandra Pintea și îți urăm bun venit, Mihaela Petric.